Slăvit să fie Domnul! Amin. Domnul este bun! Aleluia. Binecuvântat să fie numele Lui! Amin. Domnul este bun! Mai spun încă o dată! Binecuvântat să fie numele Lui! Amin. E o bucurie pentru mine și o onoare că în această dimineață să fiu împreună cu Biserica Domnului la un moment de celebrare a bunătății Lui Dumnezeu. Pentru că sărbătoarea mulțumirii nu este despre ce am făcut noi bine, nu este despre ce ne-a reușit nouă, ci este despre Domnul care este bun. Bun. Cu fiecare dintre noi, bun. Și despre bunătatea lui Dumnezeu vă chem să reflectăm câteva minute în această dimineață. Remarcați, Biserica Domnului de-a lungul istoriei ei, și cred că și biserica din loc, nu a afirmat doar că Domnul are bunătate. Cam putea afirma asta. Dar noi nu spunem că Domnul are bunătate. Că s-ar putea, eu știu, într-o toamnă romantică să te duci la Domnul și să-L găsești bun. Sau într-o primăvară în care nebunesc salcâmii să te duci la Domnul și să-L găsești bun. Și noi spunem că Domnul este bun. Așa cum Domnul este sfânt, așa cum Domnul este drept, așa cum Domnul este omnipotent și omniprezent, Domnul este și bun. Așa cum afirmăm, Dumnezeu este sfânt. Putem afirma, fără să greșim, că Dumnezeu este bun. Mărit să fie numele Lui. În ziua în care Moise coboară de pe munte cu cel de-al doilea set de table, pe primul îl spărsese de furie, când a văzut ce se întâmplase în vale, când coboară de pe munte, înainte de a coborâ, Moise are un moment de părtășie cu Dumnezeu și îl întreabă pe Dumnezeu: bun, mă trimiți din nou la ei, ce să le spun despre tine? Și acolo există un moment în care Dumnezeu se prezintă, se semnează. Și iată cum se prezintă Dumnezeu. Exod 34:5. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Adică s-a prezentat. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, și subliniați-vă rog cuvintele, plin de bunătate. În această dimineață vrem să ne uităm în Scriptură și să ne punem o întrebare simplă. O întrebare la care însă fiecare dintre noi ar trebui să răspundă. O întrebare la care trebuie să răspundem într-un moment de celebrare a bunătății lui Dumnezeu. Și întrebarea este următoarea. Dacă ar fi să găsești câteva verbe, câteva acțiuni ale bunătății lui Dumnezeu în viața ta, în viața mea, care ar fi acelea? Ce am putea spune despre bunătatea lui Dumnezeu? Fiecare dintre dumneavoastră, eu nădăjduiesc că unii în inimă, dacă nu cu glas, atunci când eu am zis Domnul este bun, fiecare dintre dumneavoastră a zis: da, așa este. Domnul este, ziceți dumneavoastră tare, Domnul este bun. Bun. Dar haideți să luăm la rând viața noastră. Unde vedem dovezi ale bunătății lui Dumnezeu? Ce am putea spune, fără să greșim, că reprezintă în viața noastră acțiune a bunătății lui Dumnezeu? Dacă deschideți Sfânta Scriptură, veți găsi referințe la bunătatea lui Dumnezeu aproape peste tot în Scriptură. Nu există capitol în care să nu se vorbească, dacă nu direct, cel puțin indirect, în subtext, despre bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu așa este. În toată istoria lumii așa s-a dovedit a fi un Dumnezeu bun. Dar ce face bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră? Și am ales pentru această dimineață un text pe care dumneavoastră îl știți aproape pe de rost, sunt convins. Un text care răspunde la foarte multe întrebări și are foarte multe direcții. Spunea Charles Dickens, marele scriitor, despre textul acesta că nu are asemănare cu nimic în literatură. Că niciodată nu s-a scris ceva de forța acestui text. O capodoperă a literaturii. Și în acest text din Scriptură, în acest text sacru, pentru că putem urmări multe, multe direcții, vă chem în această dimineață să urmărim o singură direcție. Bunătatea lui Dumnezeu. Ce ne spune textul? Cum îl putem vedea? Ce putem descoperi despre bunătatea lui Dumnezeu din acest text? Așa că
Vă chem să-l citim și pentru că și citirea Scripturii este un act de închinare și cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul Marelui Împărat, să nu vă fie prea greu să o faceți într-o formă de închinare, ne ridicăm în picioare înaintea acestui cuvânt. Deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, vom citi de aici, din capitolul 15, început cu versetul 11, această capodoperă a literaturii. Pe măsură ce facem liniște în inima noastră, ne rugăm ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să pătrundă tot mai adânc în sufletul nostru, să ne vorbească, să ne atingă, să ne modeleze după chipul și asemănarea Fiului Său. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i băzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși, sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. Pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Iată pilda, iartă textul. M-am întrebat ca tată de doi băieți, în momentul în care am citit și am răscitit pilda aceasta, m-am întrebat oare dacă eu ar fi trebuit să-L pun pe Dumnezeu tată într-o familie, cum ar fi arătat familia aceea? Dumneavoastră, cum ați descrie, dacă ar fi trebuit să scrieți dumneavoastră pilda, să spuneți dumneavoastră pilda, cum ar fi fost familia lui Dumnezeu știind că Dumnezeu este tată? Perfectă. O familie care nu are probleme. O familie în care toate lucrurile sunt așezate, o familie în care toate lucrurile merg pe traiectoria potrivită, o familie în care copiii sunt copii extraordinari, care cresc tot mai frumos și tot mai bine. O familie care dacă are probleme, că na, poate pe pământ, problemele sunt mici, mărunte, rezolvabile, o familie în care totul este extraordinar. Și totuși, Dumnezeu, în pilda aceasta, este tată într-o familie în care lucrurile sunt problematice. Are doi copii, amândoi risipitori.
amândoi risipitori. Pilda este un răspuns pe care Domnul Hristos îl dă fariseilor care au venit, care cârteau împotriva lui și spuneau că mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii. Cum poți să fii tu Fiul lui Dumnezeu dacă tu te apropii așa de oamenii aceștia, dacă stai la masă cu oamenii ăștia? Pilda răspunde, dacă vreți, la întrebarea cum este Dumnezeu și dă un singur răspuns la întrebarea asta. Răspunsul pe care l-a afirmat mama din auri. Dumnezeu este bun. Mărit să fie numele Lui. Dumnezeu este bun. Ce face bunătatea lui Dumnezeu? Și o luăm la rând în pildă. Ce face Dumnezeu în bunătatea Lui? Ce a făcut în viața mea? Ce a făcut în viața dumneavoastră? Și afirm lucrurile astea fără să mă tem că greșesc. Și începem cu începutul pildei. Într-o zi, fiul cel mic, poate că influențat de mediul în care trăia, poate că având niște planuri, poate că nemai putând să țină piept ispitelor, gândurilor, într-o zi a venit la tata și a zis: tată, eu nu mai am timpul necesar să aștept ca tu să mori. Aș vrea să-mi dai partea de avere care mi se cuvine. Încercați pentru o secundă să fiți în locul tatălui. În această dimineață vorbim foarte mult de tata. Să fiți în locul tatălui, că vine fiul la dumneavoastră și vă face o astfel de cerere. Ce ați fi răspuns dumneavoastră? Știți ce a făcut Dumnezeu? Știți ce a făcut tata? De necrezut, aproape dincolo de capacitatea noastră de a înțelege, tata și-a chemat notarul și a împărțit averea. De fapt, Dumnezeu a făcut ceea ce face de la facerea lumii, ceea ce face și astăzi. Dumnezeu a împărțit averea. Pentru că ăsta este primul verb pe care vreau să-l folosesc atunci când vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu. Primul verb care caracterizează, dacă vreți, bunătatea lui Dumnezeu. Cum e bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră? Bunătatea lui Dumnezeu împarte. Bunătatea lui Dumnezeu dă. Dumnezeu dă. Asta a făcut cu fiul risipitor. Asta a făcut cu fiul care a venit să-și ceară partea de avere. Dar asta face de la facerea lumii și face și astăzi. Dumnezeu ia din averea sa și împarte. Dă bogat, dă boierește, dă dumnezeiește. Dă așa cum este, daruri vrednice de un împărat ca el. Dumnezeu dă. Asta face Dumnezeu. Dumnezeu dă. Dă fără să se uite înapoi. Dă fără să-i pară rău de darurile pe care le face. Dumnezeu dă. Dă bogat, dă cu mână largă, dă într-o măsură clătinată și îndesată. Dumnezeu dă, preamărit să fie numele Lui. Și dacă Dumnezeu dă, vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă ați primit. Vreau câțiva. Ați primit? A dat Dumnezeu înainte de pandemie? Obișnuiesc să spun și la întâlnirile cu biserica și la întâlnirile cu tineretul, să nu avem altă idee. Trăim în România cea mai bună perioadă a României din istoria ei. Fiecare dintre noi trăiește acasă mai bine decât trăiau prinții medievali. Cei mai bogați prinții medievali. Trăim o perioadă bogată. 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 Și știți de ce trăim perioada asta? Pentru că Dumnezeu a dat. S-a oprit la pandemie? A zis: v-am dat înainte, acum au venit pandemia, lucrurile sunt complicate, nu mai pot să vă dau. S-a oprit? Nu. L-a oprit războiul? Din Ucraina? Din Israel? Trebuie să mă îngrijesc de alții, acum vouă mai puțin. L-a oprit? Nu. Pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui dă. Și fiecare dintre noi, dacă aș putea, m-aș uita în ochii fiecăruia dintre dumneavoastră. Fiecare dintre noi, fără putință de tăgadă, a primit. A primit din bunătatea Lui. Fiecare dintre noi a fost chemat pe nume și așezat de Dumnezeu la masa bunătăților sale. Fiecare dintre noi s-a înfruptat din bunătatea lui Dumnezeu. Este beneficiarul bunătății lui Dumnezeu. Noi astăzi sunteți la momentul acesta de sărbătoare în care vorbim, celebrăm, mulțumim lui Dumnezeu. Pentru ce să mulțumim lui Dumnezeu? În primul rând, vă rog să-i mulțumiți lui Dumnezeu în această dimineață pentru că Dumnezeu împarte. Pentru că Dumnezeu dă. Și fiecare dintre noi a primit. Și toată biserica să zică: slăvit să fie Domnul. Ce face bunătatea lui Dumnezeu? Împarte. Împarte. Nu te întreb nici măcar dacă în această dimineață crezi în El.
Pot să fii ateu, pot să fii agnostic, pot să fii creștin, știu fără să pot tăgădui că Dumnezeu a dat tuturor, fiecăruia dintre noi. Cui împarte Dumnezeu? Uitați-vă în pildă. Cui împarte Dumnezeu? Uitați-vă la cei doi fii. Dacă vă veți duce la cel mare și veți spune, tu meritai să primești ce ai primit din partea tatălui, el vă va spune, scoțându-și pieptul în afară, bineînțeles că meritam. Să-ți povestesc despre munca mea, să-ți povestesc despre faptul că niciodată nu m-am oprit, niciodată nu m-am dus la petreceri, niciodată n-am tăiat un vițel pentru mine, să-ți povestesc despre munca mea, bineînțeles că meritam. Dar noi știm în pildă că nu merita, că inima lui se depărtase de inima tatălui, că era la fel de risipitor, deși poate cu o altă atitudine, dar la fel de risipitor ca frate său, că era mândru, că era arogant, că totul era despre el, bineînțeles că nu merita. Dacă veți duce la cel mic și nu vă va întoarce spatele și îl veți întreba, tu meritai bunătatea lui Dumnezeu? Tu meritai bunătatea tatălui tău? Vă va zâmbi și sarcastic în față și vă va spune, eu? Tu știi cum mă cheamă pe mine? Am același nume ca tata. Simplul fapt că exist mă face să merit. Și noi știm că nici el nu merita. Și cu toate că nu meritau, au primit. Au primit. Spunea Domnul Hristos în Matei 5:44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supără și vă prigonesc, ca să fiți fii a Tatălui vostru care ești în ceruri. Și iată ce face Tata care e în ceruri. Că cel face să răsară soarele său și peste buni și dă ploaie și peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. N-ați văzut? Grindina se oprește, peste grădinile pocăiților nu plouă niciodată. Dacă plouă peste grădinile nepocăiților, nu mai ploaie acidei, domnule. Le distruge toată cultura, e adevărat? Nu. De ce nu e adevărat? Pentru că Dumnezeu dă. 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 Am venit goi în lume și goi plecăm din ea. Fie că suntem împărați, fie că suntem cerșători. Și în paranteza asta numită viață, trăim pe cheltuiala Lui, bem din apa Lui, mergem pe pământul Lui, respirăm din aerul Lui. De ce? Pentru că Dumnezeu dă. Fiecare dintre noi aici a primit, nu pentru că a meritat, ci pentru că Dumnezeu este, ziceți noastră cum, bun, mărit să fie El. Dumnezeu dă. Remarcați metaforele pe care le folosește Domnul Hristos. El zice că face să răsară soarele său și peste cei răi și peste cei buni. Noi expresia asta am mai auzit-o, o știm de la profeți. Răsăritul soarelui este un anunț pe care Dumnezeu îl face tuturor celor care știu despre el. Când răsare soarele, soarele anunță că îndurările lui Dumnezeu n-au ajuns la capăt, că bunătățile lui nu s-au sfârșit pentru noi. Binecuvântat să fie el. Cred cu toată ființa mea că în ultima zi a vieții mele, când Dumnezeu mă știe fără tăgadă că mai sunt doar câteva secunde din viața mea, dacă răsare soarele lui peste mine și va răsări, știu că în dimineața aceea Dumnezeu va face ca bunătatea Lui să se înnoiască. În dimineața aceea Dumnezeu îmi va transmite, îndurările mele pentru tine n-au ajuns la capăt. Și l-aș putea întreba pe Dumnezeu, de ce? Doar mor. Mai am câteva minute, poate. Și Dumnezeu mi-a răspunde, pentru că nu e despre tine și ce faci tu, ci e despre caracterul meu, de felul în care sunt eu. Și cum este Domnul? Domnul este bun. Ce face bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră? În parte. Cui în parte? Unu, în parte celui care nu merită. Doi, mergem din nou în pildă. Devine mai tulburătoare pentru noi oamenii. În parte celui care s-a întors din risipire. S-au întâlnit pe drum, așa zice pilda. Tatăl îmbătrânit în așteptare și fiul cel risipitor, jerpelit, mirosind urât, obosit, îmbătrânit de păcat, s-au întâlnit pe drum. Vă întreb, ar fi putut exista dialogul ăsta între ei? Ai venit? Da. Mai ai ceva?
Ți-a mai rămas ceva din tot ce ți-am dat? Nimic. Nu mai am nimic. Îmi pare rău, am risipit totul. Totul s-a dus. Ar fi putut tata să zică, îmi pare rău și mie. Ți-am dat? Da. Nu mai am pentru tine. Nu mai am. Putea exista dialogul ăsta? Da. Dar care a fost dialogul? Nici măcar nu l-a ascultat până la capăt. Nici măcar nu l-a ascultat până la capăt. Ce a început în continuare să-i dea. Pentru că Dumnezeu dă și celor care se întorc din risipire. Dă și lor. Dă și lor. Credeți că tata a fost un naiv, că n-a știut ce se petrece în inima fiului, că n-a știut ce va face fiul cu averea? N-a fost un naiv, dar nu-l putea ține acasă. I-a dat. Credeți că acum faptul că îi dă, îl încurajează în risipire? Nici vorbă. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nici vorbă. Dar continuă să dea. De ce? Pentru că tata este bun. 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 Nu-l judecați pe el. Să ne gândim la noi. De câte ori nu ne-am dus la Dumnezeu cu aceeași problemă, cu același faliment, cu aceeași cădere? Tot ce era în inima noastră striga, nu te mai du, e a mia oară. Ei făcut de 999 de ori promisiuni lui Dumnezeu că nu mai faci, că nu te mai duci pe drumul ăla, că nu vei mai îndrăzni, că nu vei mai gândi și totuși, iată-te, iată-și, iarăși risipitor și te duci către Dumnezeu. Vă întreb, ducându-ne acasă spre Dumnezeu, am găsit vreodată ușa lui Dumnezeu închisă? Niciodată. Pentru că pe cei care vin la El, El nu îi zgonește niciodată afară. Mărit să fie El. Merg adeseori prin biserică, văd oameni, uneori îi văd acolo, pe ultima bancă. Îmi spune păstorul sau prietenul care sunt, îmi zice, știi, tocmai s-a întors din risipire. Se citește risipirea în fiecare celulă, pe fiecare rid al feței. Tocmai s-a întors din risipire. Am întâlnit în Hunedoara un băiat, îmi spunea, uite, vezi în zare clădirea aia a fabricii dezafectate? Acolo obișnuiam să-mi introduc în venă. Și știi ce m-a salvat? Zice, cuvântul lui Dumnezeu. Mă uitam la el. I se citea risipirea pe față. Am văzut asta de multe ori în biserică. Au venit acasă cu risipirea lor, cu viața lor nenorocită. Și după ani de zile mă întâlnesc cu ei. Sunt alți oameni. Știți de ce sunt alți oameni? Fața reparată, au scânteie în ochi, au familii, au copii, nu mai sunt pe ultima bancă, sunt în grupul de închinare. Știți ce s-a întâmplat în viața lor? Dumnezeu a dat din nou. A dat din nou, pentru că Dumnezeu dă. Ascultă-mă, dacă ești în dimineața asta aici și te temi că Dumnezeu nu mai are nimic pentru tine, te chem să vii acasă. Să vii la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va continua să dea, preamărit să fie numele Lui. Cui dă Dumnezeu? Primul verb al bunătății lui Dumnezeu. Dumnezeu dă. Cui dă Dumnezeu? Dumnezeu dă celui care nu merită. Dumnezeu dă celui care se întoarce din risipire. Cui mai dă? Trebuie să termin punctul ăsta spunând că dacă este cineva aici care merită, Dumnezeu care este drept îi va da și lui. N-am întâlnit oameni care merită. Dar dacă este cineva aici care merită, va primi din partea lui Dumnezeu. Ce face bunătatea lui Dumnezeu în viața mea? În viața dumneavoastră. Ne-a așezat la masa bunătăților sale. Viața mea toată este construită cu bunătatea lui Dumnezeu. A dumneavoastră cum e? Tot ce am și tot ce sunt este pentru că Dumnezeu a fost incredibil de bun, dincolo de orice imaginație de bun. Bun este Domnul și toată biserica zice, slăvit să fie El. Amin. Dumnezeu dă. Doi, ce face Dumnezeu? Ce mai face bunătatea lui Dumnezeu? Restaurează. Restaurează. Ați remarcat expresiile, etichetele pe care Dumnezeu le folosește atunci când vine vorba de Fiul cel mic care a plecat în risipire? Zice despre el că era mort, era pierdut. Ați remarcat etichetele pe care le folosește fratesul? Ce diferență de etichete! Numai pentru asta și m-aș duce cu toată inima la Dumnezeu.
Pentru că de multe ori în viață ne așteptăm ca Dumnezeu să ne împingă la colț, să ne arate cu degetul, să ne facă de rușine. Și totuși Dumnezeu este Cel care ne răscumpără, Cel care vorbește altfel despre noi. Fiul cel mare are o părere atât de rea despre fratele lui. Tata vede mai mult, mai profund. Îl vede pierdut și acum găsit. Îl vede mort și acum înviat. Ce face bunătatea lui Dumnezeu? Restaurează, răscumpără și din cea mai adâncă risipire. Învie și din cea mai adâncă moarte. Puneți-vă pentru o secundă în papucii fiului celui mic, la porci. Ce rușine! Ai primit atât de mult și nu mai ai nimic. Diavolul te calcă în picioare constant. Ce rușine! Acolo la porci își face discursul în minte, mă vă duce la tata. Știi cum e tatăl meu dacă a stat de vorbă cu el acolo în cocina porcilor și l-ați întrebat, cum e taică-tu? Știi ce vă va spune? Tata? Știi cum e tata? Tata mi-a dat partea mea de avere când nu o meritam. Tata, știi cum e tata? Tatăl meu e atât de bogat și atât de bun încât slujitorii lui, sclavii lui, au la masă belșug de pâine. Tata nu-i hrănește cum îi hrăneau naziștii pe evrei în lagările de concentrare cu o felie de pâine și îi puneau să care pietre toată ziua. Tata dă tuturor din belșug, tuturor sclavilor, tata. Și acolo îi vine ideea, mă întorc acasă, cu toată rușine, și își face discursul în minte. Mă duc și spun lui tata așa, auzi, eu știu acum cât de mult am greșit. Eu știu cât de tare am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Știu ce rușine ți-am produs, te rog să mă ierți. Nu vin cu pretenții la tine. Vreau doar să te întreb, mai ai loc printre sclavi? Pentru că prefer să fiu sclavul tău decât liber în lume. Mai ai loc printre sclavi? Și pleacă spre casă. Și iarăși pilda devine tulburătoare, de neînțeles pentru noi oamenii. El merge spre casă cu discursul în minte, cu frica în suflet, jerpelit, cu viața făcută țândări. Merge spre casă. Tata îl putea aștepta acasă? Da. Putea să-l aștepte în sala tronului, presupunem că e Dumnezeu, și să zică, ai venit? Ia spune tot ce ai învățat. Contabil, procuror, analizându-i toate faptele, putea? Putea. Și totuși unde l-așteaptă? Unde se întâlnesc cei doi? Pe drum. Tata îl vede de departe și pilda începe să fie tulburătoare și de neînțeles pentru noi. Pentru că un bătrân, în vremea aceea, în Israel, n-avea voie să alerge. Era o mare rușine să-și ridice toga și să începe să alerge. Tata, aleargă! Tata nu ascultă discursul lui, cade tata pe grumazul lui, tata îl sărută mult înainte să afle cât de rău îi pare. Ne greșim adeseori în biserică, celebrăm întoarcerea. Domnule, să vină, să lase tot, să vină și vom vedea noi după aia. Tata e altfel, tata se duce și ia în brațe. Și în îmbrățișarea aia, tata îl vindecă, tata îl restaurează. În îmbrățișarea aia, tata îi spune, vină la masa mea, ca fiu, ca fiu. Îi dă inel, semn de autoritate. Îi dă sandale în picioare, semn al unui om liber. Tata îl restaurează. Vin înaintea dumneavoastră în această dimineață de celebrarea bunătății lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte în dimineața asta fiecare dintre noi că noi suntem oameni restaurați de Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Niciunul dintre noi nu s-a născut nerisipitor. Noi toți ne-am întors la Dumnezeu din poziția de risipitori. Noi toți am avut istoricul ăsta. Dar Tata pe fiecare dintre noi ne-a restaurat. Dați slavă lui Dumnezeu pentru mântuirea Lui. Dați slavă lui Dumnezeu pentru jertfa Fiului Său. Cum poate Dumnezeu să primească pe jerpelitul ăsta și să-l pună la masa Lui? Este un scandal în universul întreg. Vă spun în dimineața asta de ce poate Dumnezeu să facă asta. Pentru că sus la Golgota, pe munte, cu pieptul de o lance zdrobit, la tainica vremii răscruce, te așteaptă
ne așteaptă cu lacrimi, Iisus. Tata poate să te restaureze, pentru că a murit Hristos pentru tine. Și în dimineața celebrării, în Biserica Betania din Jebel, mulțumim Domnului pentru daruri mai mari decât lucrurile pe care le putem măsura, număra, cântări, mântuirea sufletului nostru, preamărit să fie Domnul. Există primire înaintea lui Dumnezeu prin jertfa Fiului Său și pentru această jertfă dăm slavă Lui și mulțumim din toată inima. Tata poate să te restaureze indiferent de cât de jos ai coborât. Îmi veți spune, chiar indiferent de cât de jos am coborât, dar nu știi tu ce am făcut eu. Nu contează ce ai făcut tu. Nu contează ce ai făcut tu. Indiferent de cât de jos ești, în groapa pieirii, în fundul mocirlei, dacă vii la tata, tata te schimbă. Tata te transformă. Tata îți dă un nume nou, haine noi, tata te face fiul său. De unde te poate salva Dumnezeu? Și din cea mai adâncă risipire. Dar trebuie să facem dreptate pildei. Tata avea doi fii, nu unu. Doi. Și trebuie să vorbim despre amândoi. Îmi îngăduie biserica să vorbesc despre amândoi? Deci, era sărbătoare în casă, tata era bucuros că găsise ceea ce pierduse, că înviase ceea ce murise. Și vine fiul cel mare acasă. Asta n-a plecat niciodată de acasă. Aude muzică, jocuri, cheamă unul dintre slujitori, unul dintre robi, probabil ăla care turna mai repede, care vorbea mai mult. Ce-i acasă, măi? Zice, taică tu a dat petrecere. Știi vițelul ăla îngrășat pe care îl păstram noi pentru zile bune? L-a tăiat taică tu. De ce? S-a întors frate tu. Nenorocitul ăla. Da. Și tata a dat petrecere pentru el. Da. Și instantaneu i s-a înnegrit fața. A rămas afară. Și a început să facă scandal. Încercați să fiți în locul tatălui încă o dată. Ce ați face dumneavoastră când fiul cel mare este afară, contestă deciziile pe care le-ați luat și este supărat? Înțelegeți din subtext că inclusiv pe dumneavoastră. M-am întrebat ce aș face eu, vă spuneam, am doi băieți. Aș întreba cine e afară să face gură, fiul tu mare. Aș fi spus slujitorilor, înțelegem din pildă care slujitori. Du-te și spune să intre în casă. Mă va întreba de ce. Că așa zic eu. Mie mi se pare un argument suficient. Că așa zic eu. Dar vedeți, fiul ăsta cel mare nu mai are tată pe mine. Și nici pe dumneavoastră. Știți pe cine are tată? Pe? Și ce face Dumnezeu? Uitați-vă în pildă. Ce face Dumnezeu? Iese el însuși afară. Iese el însuși afară. Dacă aș fi ieșit afară, i-aș fi zis, știți ce aș fi zis eu? Auzi, te urmăresc de multă vreme. Am văzut aroganța ta, atotsuficiența ta, egoismul tău, autoneprihănirea ta. Tu te crezi mai bun decât alții, decât toți ceilalți, inclusiv decât frate tu. Tu crezi că iei decizii mai bune, poți să iei decizii inclusiv mai bune decât mine, că dai o contest pe cea pe care l-am luat eu. Tu ești net superior tuturor. M-am săturat de aroganța ta. Dar vedeți, nu mai are tată pe mine. Pe cine l-are tată? Pe Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu? Îl ascultă până la capăt. Nu știu cum citiți dumneavoastră acea expresie pe care o folosește Domnul, dar după ce l-ascultă, mi se pare că îl îmbrățișează. Pentru că îi zice, fiule, fiule. Și în îmbrățișarea aceea se topește totul. Fiule. Tata te poate răscumpăra și din cea mai adâncă risipire, dar la fel de adevărat este că tata poate frânge și cel mai cuplint lanț al egoismului, al autoneprihănirii, al părerii bune despre sine, nejustificat de bune. Și pe aceea tata îl poate frânge. De câte ori mi s-a întâmplat să plecăm de la biserică supărați? Iar nu s-a făcut cum am zis noi. De câte ori n-am fost tensionat și n-am tensionat în familie relațiile, tocmai pentru că ni se părea că noi avem dreptate și că alții nu. Aș vrea în această dimineață, la această sărbătoare, să auziți ce spune tatăl
Fiului celui mare. Fiule. Fiule. Fiule, dincolo de toată munca ta, aș vrea să auzi că tata vede. Tata știe cât ai muncit, tata știe cât ai jertfit. Fiule, dincolo de toată munca ta, vreau să știi că tata te iubește. Fiule, dincolo de tot ce faci tu, aș vrea să știi, de toate repetițiile pe care le-ați făcut, de toată investiția pe care ați făcut-o, de toate lucrurile pe care le-ați făcut și dat lui Dumnezeu poate zeci de ani de slujire. Fiule, aș vrea să știi că tata se uită la tine și te prețuiește pentru cine ești, nu pentru ce pot să dai. Fiule, aș vrea să-ți aduci aminte că cel care știe să răsplătească un pahar de apă dat în numele Lui, vede eforturile tale, vede munca ta, dar îți caută inima. Vrea să fii aici din dragoste, celebrând bunătatea lui Dumnezeu, uitându-te la cât de bun este Domnul. Fiule, tata te poate smulge și de acolo și din cea mai cumplită aroganță. Ce face bunătatea în viața, bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră? 1. Împarte. 2. Restaurează. Și închei în această dimineață cu un lucru. Ați văzut contextul pildei, sentimentul pe care ți-l lasă, atmosfera pildei, una tensionată. Un tată cu doi copii problematici. Primul își rezolvă problema că se întoarce acasă, al doilea... Nu știm ce a făcut al doilea. Pilda se încheie fără să ne spună ce a făcut. Dar atmosfera e tensionată și cu toate că e tensionată, de cel puțin de două ori în text, uneori și lângă un verb dur, verbul trebuie, există această expresie, spune tatăl, trebuia să ne veselim. Sau versetul 24, și au început să se veselească. Ce are de a face veselia cu atmosfera dură a familiilor? Vă spun ce. Dar nu putem vorbi despre bunătatea lui Dumnezeu fără să zâmbim. Dumneavoastră puteți zâmbi. Când vă gândiți la tot ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, puteți zâmbi. Când ziceți, bun este Domnul, o puteți spune cu zâmbet. Bun, bun, bun este Domnul. Ce face bunătatea în viața lui Dumnezeu în viața noastră? Ne cheamă la celebrare, la bucurie. Cine se bucură cel mai tare când noi avem de-a face cu bunătatea lui Dumnezeu? Cine credeți? Haideți să facem un experiment. Aduceți-vă aminte, iată încetul cu încetul anul ăsta se termină. Aduceți-vă aminte un moment din viața dumneavoastră de anul ăsta, când ați făcut față de cineva un act de bunătate, fără să trebuiască, fără să fiți datori, fără să vi se ceară, pur și simplu ați vrut să-i faceți cuiva bine. Vă aduceți aminte de un astfel de moment? Ați făcut anul ăsta cuiva un bine. Nu-l merita, nu l-a cerut, nu l-a erați dator. Pur și simplu ați făcut. Aș vrea să vă întreb cum v-ați simțit. Au surorile o expresie. Dom'le, m-am simțit ușor ca un fulg. Așa de bine a făcut sufletul meu că am făcut la rândul meu bine cuiva. M-a ajutat. De ce ne simțim bine când facem bine? Este marcă a lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că știți cine se simte cel mai bine când are loc un act de bunătate? Știți cine celebrează, cine se veselește, cine se bucură cel mai tare când are loc un act al bunătății lui Dumnezeu în viața noastră? Știți cine? El însuși. Dumnezeu. Vi-l puteți imagina pe Dumnezeu așa? Celebrând faptul că ți-a făcut bine? Bucurându-se de faptul că te-a îmbrățișat cu bunătatea Lui? Noi când ne gândim că Dumnezeu ne îmbrățișează, ne gândim că ne îmbrățișează mai distant, că noi păcătoși și El sfânt. Dar când Dumnezeu îmbrățișează, îmbrățișează din toată inima. Îmbrățișează cu putere, pentru că Lui îi place, se veselește, zice că trebuia să ne veselim. Atunci când are loc un act de bunătate, cerul celebrează bunătatea. Lui Dumnezeu îi place să-ți facă bine. Dumnezeu se bucură când îți face bine. Dumnezeu se bucură atunci când tu trăiești în bunătatea Lui. Doamne, măreț ești Tu, Doamne. Și cine se mai bucură? Când are loc un act de bunătate, de bun al lui Dumnezeu. Păi ne bucurăm noi, nu? Noastră vă bucurați? Sau ce ziceți? Uite aici, m-a făcut Domnul bine. Da, nu conta prea mult oricum. Eu am lucruri mai importante de făcut decât. Și cum fac creștinii când se bucură? Când celebrează?
se închină. Se închină. Frumos v-ați închinat în această dimineață. Închinarea este răspunsul corect la bunătatea lui Dumnezeu. Închinarea este răspunsul corect la bunătatea lui Dumnezeu. Doamne, nu meritam nimic, dar am primit totul. Măreț ești Tu, Dumnezeu. Ce am putea spune despre bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră? Ce face? Trei verbe. Unu, bunătatea lui Dumnezeu împarte, restaurează și celebrează. Împarte, restaurează, celebrează. Împarte tuturor. Restaurează și din groapă și din autoneprihănire. Și celebrează, te cheamă la închinare și se bucură pentru că ți-a făcut bine. Îngăduiți-mi să închei cu trei aplicații practice. Prima aplicație, bunătatea lui Dumnezeu în viața noastră are glas. Ea spune ceva. Citam adineauri din Apostolul Pavel care zice, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la, ziceți noastră tare, pocăință. Citeam despre unul dintre marii manageri ai lumii, la un moment dat a scris o carte, se cheamă Manager la Minut, tradusă și în românește, e o cărțulă, e o broșură aproape. Și povestea el că el s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu după ce a scris cartea asta. Zicea, m-am pocăit pentru că după ceva vreme, agentul meu literar m-a sunat și mi-a zis, știi cum se descurcă cartea ta pe piață? Știi cum vinde? Și l-am întrebat, nu știu, cum? Rupe topurile. Vreau să spun că nu știu cât de bogat erai până acum, dar de acum ești bogat. Și povestește el despre momentul întoarcerii la Dumnezeu, zice, în momentul ăla mi s-a făcut frig instant. Am înghețat pentru că am realizat următorul lucru. Eu nu sunt atât de deștept, scriu o carte care să mă îmbogățească. Aici este vorba de altceva. Și am realizat că e vorba de bunătatea lui Dumnezeu. Și am făcut tot ce am știut ca să mă întorc cu fața către El. Bunătatea lui Dumnezeu strigă la tine. Adeseori noi, venind dintr-o perioadă grea, între cele mai cumplite experimente pe care le-a trăit o națiune, perioada comunistă, vedem steaguri de doliu și amenințări peste tot. Aș vrea să vă spun cum strigă Dumnezeu pocăință la noi de cele mai multe ori. Știți cum? Cu bunătate. Făcându-ne bine. Vă rog din toată inima, în această dimineață a celebrării, uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu și ascultați glasul care zice pocăiește-te. 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 A doua aplicație. Există un tablou celebru pictat de un pictor celebru. Tabloul e pictat de Rembrandt. Se află, din câte știu, în muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg în momentul ăsta. Și tabloul poartă chiar titlul ăsta, Întoarcerea fiului risipitor. Este un tablou care prezintă un fiu căzut la picioarele unui tată, fiul jerpelit, obosit, amărât, la picioarele unui tată bătrân, aproape orb, care își întinde mâinile, semna binecuvântare peste el și undeva în fundal este un adult, un pic nemulțumit de tot ce se petrece acolo. Și spun specialiștii care cunosc tabloul și cunosc viața lui pictorului, spun așa, lui Rembrandt. Dacă te uiți atent la tablou, constați că în tablou există de fapt un singur personaj. Tânărul căzut la picioarele tatălui, venind după viață de păcat, este Rembrandt, pictorul, când era tânăr. Adultul din fundal, nemulțumit de ce se petrece, cinic, răutăcios, este un singur personaj, este Rembrandt, pictorul, aflat la vârstă adultă. Și dacă te uiți foarte, foarte atent, bătrânul care își întinde mâinile semn de binecuvântare, aproape orb, așa cum a fost Rembrandt când a pictat tabloul, este tot Rembrandt, la vârsta la care a pictat tabloul. Și învățătura este biblică și simplă. De-a lungul vieții jucăm toate rolurile. Suntem pe rând fiul risipitor, după aceea venim în biserică și începem să ne credem stăpâni în biserica lui, fiul cel mare. Dar chemarea Scripturii pentru noi este să devenim ca tata. Ca tata. Să capete noi chip Hristos. Și asta mă duce la cea de-a treia aplicație. Există un moment în istoria poporului evreu când David devine împărat. Și David are o expresie cu care aș vrea să plecăm în această dimineață. David are o întrebare acolo. Zice așa, mai este cineva din casa lui Saul față de care să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Vă chem în această dimineață
la momentul celebrării bunătății lui Dumnezeu, să vă lăsați conduși de glasul Evangheliei care vă întreabă: mai este cineva în casa ta, între rudenile tale mai mari, mai largi, în biserica ta, în comunitatea în care trăiești tu, față de care să te porți cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Bunătatea vindecă, bunătatea dăruiește, bunătatea restaurează, bunătatea împlinește. Doamne, ajută-ne! Suntem la acest moment de analiză. Vă întreb încă o dată întrebarea pe care am pus-o la început. A fost dumneavoastră bun Dumnezeu cu dumneavoastră? V-a așezat Dumnezeu la masa bunătăților sale? Au fost îmbelșugată masa aceea? Vreau să vă spun că hambarele lui Dumnezeu sunt multe. Unele încă nu sunt începute. Dumnezeu nu ia din binecuvântarea nimănui pentru a-ți da binecuvântare ție. Atât de bogat este Dumnezeu și atât de bun este Dumnezeu că dă daruri conforme cu un împărat ca El. Și dacă așa a fost Dumnezeu, aș vrea ca în următoarea rugăciune, fiecare dintre noi într-un mod personal, să stea de vorbă cu Dumnezeu și să zică: îți mulțumesc pentru că mi-ai dat. Unu. Doi, îți mulțumesc că m-ai restaurat. Când eram pierdut, tu m-ai găsit, m-ai înviat, m-ai mântuit. Îți mulțumesc pentru asta. Și îți mulțumesc pentru bucuria cu care îmi dai. Ajută-mă să semănție și să fiu și eu gata să mă port cu o bunătate ca bunătatea ta. Ne putem ruga așa? Ne ridicăm în picioare, dar dacă suntem pregătiți să ne rugăm așa. Aș vrea să fie o rugăciune a fiecăruia dintre noi. Nu e vorba de cel din dreapta, de cel din stânga, este vorba despre tine și mai ales despre bunătatea cu care Dumnezeu ți-a încununat viața. Pentru această bunătate, ia-ți 2-3 minute în această dimineață sau mai multe și stai de vorbă cu tata, mulțumindu-i că a fost bun cu tine. Și închei cu mesajul, cu gândul ăsta, mulțumindu-i că va continua să fie bun cu tine. Ce mai bun de acum urmează. Aveți încredere în Dumnezeu. Cu toții ne rugăm.